Best for soil. Rotația culturilor. Informații practice. Bună, sunt Saskia și lucrez la Delphi, un serviciu de cercetare și consultanță în agricultură. Pentru a gestiona o bună sănătate a solului, o rotație optimă a culturilor este esențială. Cum se poate realiza și alte aspecte care derivă de aici, puteți viziona în acest videoclip Best for Soil. O rotație bună a culturilor poate ajuta la prevenirea deteriorării culturilor prin dăunători și boli, crescând și menținând sănătatea solului. Pe lângă prevenirea celor două categorii, rotația optimă a culturilor are un rol important în ceea ce privește fertilitatea și structura solului. Rotația culturilor este o strategie de creștere a culturilor specifice pe același câmp. Recolta succesivă aparține unui soi diferit pentru a distruge maladiile de sol și nematozii. O rotație poate fi menținută foarte simplă, dar cu cât este mai diversificată, cu atât poate aduce mai multe beneficii, în condițiile în care culturile specifice sunt utilizate cu frecvență și în proporțiile adecvate. Pentru a elabora o rotație optimă a culturilor, este important să înțelegeți procesele de bază și să urmați pașii potriviți. Maladiile de sol și nematozii necesită o plantă gazdă sensibilă pentru a supraviețui și a se înmulți. Se pot multiplica în sau pe planta gazdă infectată. După recoltare, rezidurile de cultură și plantele moarte pot conține cantități mari de agenți patogeni și nematozi. Odată cu descompunerea rezidurilor și plantelor, acestea se păstrează în sol, crescând astfel nivelul de infestare a acestuia. Acest lucru pune presiune pe următoarea cultură, până în momentul în care cultivarea acesteia nu mai este fezabilă din punct de vedere economic. Acest ciclu continuu poate fi întrerupt prin creșterea unei culturi non-gazdă, care nu este sensibilă la bolile și nematozii prezenți în sol. Această acțiune valorifică factori naturali, cum ar fi înfometarea agentului patogen sau antagonismul prin producerea microorganisme benefice solului, ceea ce înseamnă că populațiile agenților patogeni și ale nematozilor vor scădea până la nivelul la care culturile potențial sensibile vor putea fi cultivate cu succes în același sol. O rotație bună a culturilor previne dăunătorii și bolile care ajung la o densitate a populației care afectează randamentul și calitatea culturilor, ceea ce, pentru fermier, duce la o pierdere economică. Crește sau păstrează sănătatea solului și astfel ajută la menținerea rentabilității culturii. În primul rând, o rotație optimă a culturilor trebuie adaptată la condițiile locale. În afară de oportunitățile de piață și tipul de sol, nivelul de infestare cu boli și dăunători de deja prezenți determină strategia de rotație. Determinarea nivelului de infestare a solului de către nematozi este relativ ușoară și în multe țări, laboratoarele publice sau private oferă astfel de servicii. Pe de altă parte, pentru agenții patogen fungicizi transmis în sol, ferticilium, există doar câteva metode, iar analiza pentru acest timp de patogen este disponibilă doar într-un număr limitat de țări. Prin urmare, o rotație optimă este deosebit de importantă pentru a gestiona maladiile fungide de sol trebuie luată în considerare gama de gazde pentru bolile transmise de sol și nematozi. Unele dintre acestea au o gamă destul de restrânsă de gazdă, cum ar fi nematoz cu chisturi ai cartofului, în timp ce altele au o gamă largă de gazdă, cum ar fi trihodorus SPP. Elaborarea rotației culturilor depinde foarte mult de tipul de culturi și de ce boli sau nematozi sunt deja prezenți în sol. Vom proiecta o rotație optimă a recoltelor cu ajutorul bazei de date bez Soil. Exemplul nostru este un câmp pe un sol nisipos din nordul Europei. Avem o rotație de 8 ani. Principalele culturi sunt cartoful, ceapa și morcovul. Bolile și nematozii tipici solului pentru aceste culturi sunt ferticili omdalie. Sclerotinia, Sclerotium, Fusarium, Poma terrestris, Alternaria radicina, nematoz liber, nematozii Pratilenhus penetrans și Trihodorus SPP. În cadrul acestei rotații cultivăm cartoful de două ori, iar celelalte culturi sunt sfecla de zahăr, varza și griul de iarnă cu secară drept cultură de gunoi ecologic. O regulă generală pentru frecvența de rotație este de a cultiva un soi nu mai mult deodată în 2 sau mai mulți ani. Totuși, pentru multe culturi este necesară o perioadă mai îndelungată. În exemplu de rotație prezentat, cultura principală de cartof este alternată de trei secvențe cu alte culturi. Analiza solului și observațiile pe culturile anterioare arată că în sol sunt prezenți următorii nematozi, Pratilenhus penetrans, și trichodorus SPP. Nivelul prezenței nematodului Pratilenhus penetrans este deasupra pragului de distrugere. Prin urmare, utilizăm baza de date best for Soil pentru a vedea ce plante non-gazdă putem cultiva. După completarea rotației propuse de noi, schema arată la ce nivel un nematod s-ar putea multiplica pe culturile alese și la ce nivel culturile sunt afectate de nematod. După cum putem observa, Trihodorus nu este întotdeauna adăunător, dar se înmulțește în toate culturile. Prin urmare, ne hotărâm să introducem tagete spatula drept cultură de acoperire, deoarece acesta eliberează o substanță fatală pentru pratilenhus în momentul când acest nematod pătrunde în plantă. Observăm că altă verigă slabă a planului nostru este folosirea grâului de iarnă și a secarei. Pratilenhus se înmulțește puternic pe secară, în timp ce pe sfecla de zahăr doar puțin. Opțiuni chiar mai bune decât secara sunt ovăzul japonez și orzul de vară. Așa că am decis să schimbăm sfecla de zahăr cu orz de vară și să înlocuim secara cu ovăz japonez și tagete strept cu noi ecologic. Acesta este un exemplu de rotație îmbunătățită a culturilor. În fișa Best for Soil, despre rotația culturii, găsiți mai multe exemple de modele de rotație, cum ar fi o rotație arabilă tipică în Nordul Europei a griului de iarnă, a cartofilor și a rapiței de ulei de iarnă. Alte aspecte de luat în considerare în elaborarea rotației culturilor vor fi discutate pe scurt în acest videoclip. Unele culturi sunt semănate unele după altele, pentru a-și completa nevoile unele de la altele. O cultură de furaje leguminoase, care stabilează azotul, poate fi semănată înaintea unei culturi care necesită un nivel ridicat de azot. O cultură cu rădăcina adâncă, precum orzul de vară, poate fi semănată după culturi precum sfecla de zahăr, pentru a îmbunătăți structura solului și infiltrarea apei. Totodată, culturile cu rădăcină adânci. Pot recupera substanțe nutritive care s-au scurs în straturile adânci ale solului. În loc să lăsați solul gol după recoltarea principalelor culturi, după ce toate culturile au fost recoltate, puteți semăna culturi de acoperire, dar nu mai târziu de 1 octombrie. Rețineți că pentru culturile de acoperire trebuie să luați în considerare nivelurile de nematozi în raport cu plantele gazdă și non-gazdă. Culturile de acoperire împiedică scurgerile de substanțe nutritive, lasă reziduri pentru a menține nivelul de materie organică a solului, protejează suprafața solului și alimentează rețeaua trofică a solului. Culturile de acoperire ajută, de asemenea, la formarea de agregate de sol extrem de stabile, care pot rezista erodării cauzate de precipitații și vânturi abundente. Aflați mai multe despre culturile de acoperire din videoclipurile Best for Soil privind culturile de acoperire și gunoiul ecologic. Pentru ca rotația culturilor dumneavoastră să aibă randament maxim, atunci când este posibil, integrați-o cu alte practici, cum ar fi culturile de acoperire. În orice caz, luați în considerare ce nematoz și bol parazitare are sau vă așteptați să aibă solul dumneavoastră și ajustați rotația și alegerea culturilor de acoperire, gunoiul ecologic, pentru a le reduce. Baza de date best for Soil poate fi folosită pentru a alege cultura adecvată pentru dumneavoastră și pentru a elabora o rotație optimă a culturilor.